Prea puternice și slăvite Doamne, Iisuse Hristoase, Tu, care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, care nu ai venit să chemi la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși și ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră. Din adâncul inimii te rog să primești smerita mea nevoință și această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală. Mântuiește-l, Doamne, precum știi, ca un bun iubitor de oameni, și rânduiește Tu toate spre folosul Său, că noi neputincioși suntem și nu îl putem ajuta dacă nu vei lumina cu harul Tău. De voia Ta îl poți pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea. Amin.